Au mai rămas câteva zile până când vor începe să se emită noile decizii de pensionare și vârstnicii vor afla exact dacă și câți bani vor primi în plus de la 1 septembrie. Softul informatic este gata și urmează să se demareze procesul automat de recalculare. Fiecare român poate înregistra o creștere diferită a pensiei de la 1 până la 100%, în funcție de 3 elemente esențiale: punctele contributive, punctele necontributive și punctele de stabilitate. Fiecare pensionar va avea un punctaj care va fi înmulțit cu valoarea punctului de referință stabilit la 81 de lei pentru recalcularea pensiei. Pensia minimă va rămâne neschimbată, la fel și punctul de pensie, până la 1 ianuarie 2025. Aproximativ 1,7 milioane de pensionari nu vor primi niciun ban în plus, însă nu va scădea nicio pensie în urma recalculării, ne asigură autoritățile. Printre aceștia se numără cei cu pensii minime și un stagiu redus de muncă, care vor rămâne la pensiile sociale actuale de 1280 de lei. Un alt caz în care pensia nu va crește la recalculare este cel al pensiilor foarte mari. Dacă un pensionar primește deja o sumă considerabilă, acesta nu va beneficia de majorări suplimentare la recalculare. De exemplu, un pensionar cu doar 22 de ani de contribuție, având un punctaj mediu de 3,5, primește deja o pensie de 7100 de lei. Deoarece nu a atins pragul de 25 de ani de contribuție, nu va primi niciun punct bonus la recalculare, dar nici nu-i va scădea venitul. Pe de altă parte, pensiile care vor înregistra creșteri semnificative sunt cele pentru persoanele cu un stadiu de cotizare foarte mare, de peste 40 de ani. Și avem și un exemplu de pensionar cu 36 de ani stagiu contributiv, 40 de puncte de contribuție, cu o pensie de 2600 de lei. El va primi o mărire de 65%, adică puțin peste 4000 de lei.